O să continui eu. Într-adevăr, invitata mea de astăzi este Oana Moșneagu. Este o actriță. Este păi, o actriță. Ori, Nadia, ori, nu mai înțeleg nimic. Nadia este personajul pe care îl interpretează în serialul Lia. Ah. Și Oana a venit să povestească mai multe despre noul proiect, despre noul personaj și multe altele. Dar mă întreb, ori, cum de-a acceptat invitația? Să nu uităm. Bună, dragilor, și bine ați revenit astăzi. O am alături de mine pe actrița Oana Moșneagu. Am emoții. Am emoții pentru că Oana Moșneagu este și iubita mea, după cum bine știți, sper că știți. Și mai mult decât atât, este chiar logodnica mea, viitoare Oana Moșneagu Gherman. Sau poate doar Oana Gherman. Mi-aș dori eu, dar nu contează. Iubita mea, te felicit pentru rolul din serialul Lia. Nadia are o partitură care se va dezvolta pe parcursul acestui sezon. O veți vedea în acțiune. Am cunoscut-o pe Nadia la finalul sezonului 1 și v-am să te întreb care-i părerea ta despre personajul ăsta? Cum e să o interpretez pe Nadia după succesul pe care l-a avut serialul Adela, în care a interpretat-o pe Andreea, antagonista din serial? De-abia așteptam un astfel de personaj. Adică să fie ceva complet opus, sau în mare parte opus personajul pe care l-am jucat, interpretat în Adela. Și când am aflat vestea că o să joc o polițistă care luptă pentru dreptate, pentru adevăr, care este foarte corectă și foarte cinstită, am zis, în sfârșit, da, asta e. Era foarte multă lume care aștepta, foarte multă lume din cei care mă plac și mă așteptau pe TV, care își doreau să mă vadă și într-un personaj pozitiv. Ce este comun între Nadia și Andreea este o oarecare putere. O oarecare putere pe care ele o pun în slujba scopului lor, cum face orice om, de altfel. Doar că scopurile Andreei erau unele nu foarte morale neapărat sau nu foarte cinstite. Scopurile Nadiei scopul ei major este acela de a instala dreptate, adevărul, echilibrul. Dar este tot la fel un personaj care are putere, care are energie și care are atitudine în fața celorlalte personaje. Și când am aflat că o să joc o polițistă, m-am gândit instantaneu la secvențe de urmărire, arme, arestări. Împușcături. Da, și chiar asta a fost debutul personajului în serial în Lia, prin niște secvențe pline de acțiune. Și urmează să mai fie pe parcursul serialului. Și am pornit munca la acest personaj cu foarte mare entuziasm. Și acum am foarte multe secvențe în care e mai degrabă un joc psihologic decât unul fizic. Adică ea încearcă să afle niște informații și o face prin tot felul de joculețe psihologice și nu recurge la forță la fel de mult ca în primele sau în primul episod. Și da, e un personaj care îmi place foarte tare. Crezi că Nadia îl va prinde până la urmă pe Gianni? Eu sper că se va întâmpla asta, pentru că Nadia merită să aibă parte de dreptatea pe care o caută atât de mult și pentru care tot lucrează, muncește și interoghează și urmărește. Și mi-aș dori să fie acel tip de polițist care își și face meseria cum trebuie până la capăt și cumva reușește să-și atingă scopul. Aș fi fericită pentru ea să se întâmple asta. O să vedem ce se întâmplă. Până una alta vă invităm în fiecare joi seară pe Antena 1 de la ora 8:30 să vedeți serialul ca să vedem cum se dezvoltă și personajul Oanei. Oana, continuitate. Asta ți-a adus serialul Lia și mai mult decât atât este expunerea și notorietatea care începuse încă de pe vremea Adela. Iar lucrul ăsta s-a concretizat pentru tine și pe alte planuri. Ai avut spectacole de teatru, cine știe, și în continuare pregătim proiecte noi, o să vă povestim despre asta la un moment dat. Practic s-au legat lucrurile. Cum ai simțit tu chestia asta de-a lungul celor 4 ani aproape de când ești pe TV și de când ți s-a legat oarecum drumul și ai o traiectorie acum pe plan profesional? Vlad, e bine, acest parcurs, cum am simțit eu tot parcursul ăsta, nu știu cum sună ca pe un mare noroc, dar m-am simțit și mă simt foarte norocoasă să pot să îmi fac meseria
fără întrerupere. Și să pot să am tot felul de proiecte diferite, că asta e altă parte care îmi place foarte mult, nu doar seriale pe TV, ci și proiecte de teatru, care merg în paralel, cu, din fericire, cu niște oameni la care am ajuns să țin foarte mult, care îmi sunt, înainte de colegi, except în raportul nostru de iubit iubită, care îmi sunt prieteni și care sunt niște oameni foarte, foarte importanți pentru mine în afara și în afara proiectelor. Și dacă proiectele n-ar mai fi, relația noastră ar merge mai departe și e cel mai mare câștig din toți anii ăștia pe care i-am petrecut, fie în fața camerelor, fie pe scenă. Și mă simt foarte norocoasă pentru că nu sunt mulți actori care au bafta asta, să intre din proiect în proiect. Nu sunt mulți actori care ajung să aibă sentimentul de acasă printre oamenii cu care lucrează. Așa. Și nu sunt mulți actori în care să aibă încredere cineva, aici mă refer la Anca Sigartău și la soțul ei, la Dragoș Pandele, atâta încredere să aibă într-un om care oarecum era început de drum. Eu când am început Adela alături de mămica de Ancuța, eram la un oarecare început de drum și a avut atât de multă încredere în mine și în noi din distribuția serialului, încât să ne ia și să ne pună pe o scenă unde aveam și mai puțină experiență decât pe TV și decât la filmări, decât seriale. Și nu doar că ne-a luat și ne-a dat de jucat ceva și că ne-a integrat pe toți în același proiect, dar a pregătit pentru noi niște partituri colosale. Adică nu ne-a aruncat așa pe mică să fie o zonă de confort și de hai să tatonăm și noi terenul. Nu, tăticule, luați Shakespeare, luați Romeo, Julieta, Catarina, Petruchio, personaje mari, piese mari, autori clasici, imenși. Cum zice Anca, învățăm să notăm în ape adânci, da. Și sunt recunoscătoare pentru anii ăștia, pentru oamenii pe care am întâlnit, pentru toată experiența pe care am acumulat-o, pentru multiplele întâlniri cu publicul. Pentru că, na, să ai contact direct cu publicul, energia în timpul spectacolului este foarte diferită, da, față de feedback-ul pe care îl primești după un episod difuzat pe TV. Feedback-ul acolo vine prin social media. Dar la teatru e un feedback direct și simți energia și ei în brațe și faci poze și e total diferit. Și știi că de multe ori, cel puțin în ultimul timp, pentru că am avut foarte mult de muncă și pentru că am avut foarte multe lucruri care s-au întâmplat și pe plan personal, dar viața mea, viața noastră, e așa un tumult în ultima perioadă, încât știi că am multe momente în care uit că am fost atât de norocoasă și că s-au întâmplat atâtea lucruri bune și nu le mai văd. Și acum vorbim cu tine, sunt aici, pentru că mi-ai pus întrebarea asta și fac așa o recapitulare, mi-aduc aminte cât noroc am avut. Și vorbeam noi, să fim recunoscători pentru ce avem. Și lucrurile par să se lege și mai frumos. Da. Și pare că o să urmeze o perioadă cu atât mai frumoasă de acum înainte, dar dacă e să o luăm cu mult în spate, dacă ar fi să te uiți. Cât de mult? Când a început pasiunea ta pentru actorie? A fost vreun moment în care te-ai gândit că lucrurile se vor lega așa? Au fost momente în care poate la un moment dat ai zis, gata, mi-a ajuns, nu se leagă, cred că renunț. Mm-hmm. Ai avut momente din asta de cotitură și totuși ai ținut-o pe drumul ăsta până ți-a ieșit? Am avut, din fericire nu am avut foarte multe. Sunt oameni care pornesc pe drumul ăsta și care nici măcar nu apucă să activeze în domeniu, că deja sunt nevoiți să renunțe. Mm-hmm. Sunt oameni care este pe băncile facultății și nu au ocazia să profeseze și atunci, din nevoie, condiționați de factorul financiar, sunt nevoiți să renunțe să apuce de altceva. Am colegi care au trecut prin asta și care nu s-au mai întors la meseria asta niciodată. Eu am avut din nou norocul să termin facultatea și nici să nu apuc să vânturi diploma pe la vreun casting, nu că ar fi nevoie de treaba asta, dar n-am apucat să particip la atât de multe castinguri sau să zic sunt actriță, vreau de muncă, că deja am luat castingul pentru Adela și eu am terminat masterul și apoi s-a întâmplat proiectul Adela. Deci am terminat facultatea, în secunda 2 deja am intrat într-un proiect foarte mare și de acolo treaba a mers ca pe roate și s-au întâmplat lucruri din ce în ce mai multe. Un moment de cotitură, în schimb, am avut în timpul facultății. Facultatea, pe cât de frumoasă și specială și de neuitat este, bine, experiență subiectivă, personală, dar probabil că, adică știu și din povești, că am mai avut colegi care au trecut prin etapa asta, se mai întâmplă să-ți mai fie greu, să te lovești de tot felul de
blocaje sau să ai tot felul de dificultăți în a înțelege ce se întâmplă cu tine într-o anumită perioadă în cadrul facultății, încât la un moment dat să te blochezi, să zici nu e pentru mine, eu nu sunt făcut pentru asta, am făcut o greșeală că am făcut pasul ăsta sau atât am putut, atât pot. Eu în anul 2 deja am ajuns la maxima mea artistică și atunci ai, da, ești tentat, asta am avut tentativa asta de a renunța la facultate în anul 2, parcă, da. Cred că la sfârșitul anului 2, undeva până anul 2. A fost un an foarte, foarte greu pentru mine și cumva am intrat în facultate și în grupa în care eu eram, ca fiind unul dintre studenții cu cele mai mari șanse, cel mai mare potențial, cumva îndrumătorii din cadrul facultății, ai grupei mele, mă vedeau ca pe o potențială viitoare actriță de succes. Lucrurile s-au schimbat. În anul 2 picasem din fruntea șirului de studenți, undeva la coadă. Și atunci când feedback-ul pe care îl primeam era constant unul negativ, mi-am pierdut încrederea în mine în ultimul hal, încredere care pe planul ăsta oricum se construise foarte greu pentru că mi-a luat mult timp să dau la facultate și până mi-am făcut eu curajul a trecut ani de zile. Și în anul 2 mi-am pierdut încrederea în mine complet și am luat în calcul varianta de a renunța. Nici măcar nu mi-aduc aminte ce m-a făcut să nu renunț. Dar important este că nu am renunțat și că am făcut și masterul apoi, care a fost salvarea mea într-o mare măsură, pentru că am avut niște module de clovnerie, de improvizație, prin care mi-am recâștigat bucuria de a fi în joc, de a mă juca, pe care o pierdusem în anii 2 și 3 de facultate. Și cred că ăla a fost unul dintre cele mai grele momente, analizând așa, cronologic de la început, adică admiterea, până în momentul de față. A fost cel mai greu și apoi, după ce am terminat facultatea, tocmai pentru că am avut norocul de a avea un proiect unul după celălalt, n-am mai fost în situația de a îmi pune întrebarea oare ar trebui să continui sau nu. Din fericire.